La meci că nu a făcut deplasarea. Poate că a făcut-o pe cont propriu. Mai mult ca sigur că a făcut-o pe cont propriu. Pasa lui Pap și șut puternic al lui Tade peste poarta apărată de Edi Stăncioiu. Ce impresie să-i fi produs până acum Ivan Gonzalez? Stângă, Guilherme centrează, brazilianul Tade, rea cu capul, Pap acolo! Ocazie mare pentru Steaua, însă Pap a fost surprins în poziție de offside. I-a tras de poarta aceea, Bogdan, foarte tare Paul Pap, este poarta la care a marcat de două ori. De două ori am scris contra Irlandei de Nord. Da, și în același timp Pap caută tot mai repede să se revanșeze cu un gol. Asea Breveld, nu iese pasa, recuperează Gorobsov, Accente, Jazvic încearcă să sprinteze, reușește, Jazvic ajunge într-o poziție bună, șutează, ocazie mare pentru Asea Târgu Mureș, este corner, balonul a fost deviat de Toșca și este corner pentru Asea după acest contraatac, excelentă pasa lui Mircea Accente și iată finalizarea lui Jazvic, desigur, devierea a fost a lui Fernando Varela, omul aflat lângă croat. Mult mai periculoasă Asea Târgu Mureș, mult mai incisivă trupa lui Miriuț. Hanca și în cea de fundaș dreapta, pas aici, bună pentru Adi Popa, gol! Steaua! 1-0 din minutul 32. Adi Popa finalizează un atac rapid al roșialbaștrilor. Prima reușită din acest sezon al Ligii 1 pentru Adi Popa. Un gol care vine imediat după ocazia mare a celor de la Asea Târgu Mureș. Steaua, iată, alături de Mirel Rădoi, este un semn de solidaritate al jucătorilor față de tânărul lor antrenor. Un mesaj răspicat că toată lumea este alături de antrenorul său Mirel Rădoi. Vedem această fază cu pasa lui Tade spre Adi Popa și defensiva SEA-ului este taxată prompt la prima neglijență. Stăncioiu furios din cauza golului încasat. Ajunge la Luis Pedro. Luis Pedro sprintează extraordinar, pasă pentru Jazvic. Cojocaru este învins 1-1 pe Arena Națională. Marchează Filip Jazvic, omul care în trei rânduri a șutat spre poarta Stelei în prima repriză și a avut o ocazie importantă. Cojocaru primește gol pe colțul scurt. Cred că putem vorbi despre o eroare a golkeeperului Stelei și probabil că se vor intensifica din nou discuțiile privind necesitatea unui portar cu experiență pentru Steaua. Se vorbește insistent că Steaua a reluat negocierile pentru transferul lui Mario Felgueira și fostul portar de la CFR Cluj. Încă o dată faza, iată-l pe Luis Pedro, cât de bine s-a descurcat, cât de elegant a trecut acolo, șutează aici Jazvic la colțul scurt printre picioarele lui Valentin Cojocaru. Din nou egalitate pe Arena Națională. O fază care a semănat puțin cu golul, cu cea de la golul Stelei, tot din acea zonă deschidea scorul Adi Popa. Acum Jazvic îl execută pe Cojocaru, al treilea gol al sezonului pentru jucătorul croat după dubla reușită la Giurgiu împotriva Astrei, 1-1.